Aproximativ 17.000 de hunedoreni nu vor mai fi nevoiți începând din acest an să se adreseze Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara pentru a-și face o cerere pentru schimbarea cărții de identitate sau a altor acte de stare civilă. Primăria Comunei Ilie a luat frâiele în mână și va înființa un serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor. Având în vedere prevederile Ordonanței 84 din 2001, se pot înființa servicii de evidență a persoanelor și la nivelul comunelor, orașelor și a municipiilor. Pentru județul nostru, județul Hunedoara, la acest moment, Comuna Ilia este singura care înființează serviciul de evidență în ideea de a ajuta cetățeanul pentru a se pune în legalitate, având în vedere distanța care trebuia să o parcurgă până la SPCLEP Deva, unde cetățeanul venea, depunea cererea, iar ulterior mai trebuia să facă un drum pentru ridicarea cărții de identitate. Contactat de reporterii Hunedoara TV, primarul comunei Ilia, Marius Omotă, a declarat că este încrezător în acest proiect și că până în luna mai acest serviciu va fi funcțional și va putea deservi locuitorii comunei Ilia și a celor arondate. Am primit deja aviz favorabil și de la București. Am reușit să achiziționăm din banii proveniți de la bugetul local toată aparatura necesară, care este de 20.000 de lei. Acum suntem în faza în care căutăm oameni pe care să-i angajăm în acest serviciu și pe care să-i pregătim. Eu sper ca la mijlocul lunii mai să putem primi primele persoane la ghișee. Deocamdată vor fi arondate comunele Lăpugiu, Vorța, Gurasada și Bătrâna. Dobra a refuzat, iar cei din comuna Burjuc sunt încă nehotărâți, a declarat Marius Omotă, primarul comunei Ilia. În cazul în care, ulterior, se mai arată interesați și alți primari din această zonă, aceștia pot adera cu încredere, însă probabil va fi puțin mai complicat. Ulterior, dacă sunt doritori, dar ideea este că e mai bine la început decât pe parcurs, există și această posibilitate, v-am spus, printr-o hotărâre de Consiliu Local, să hotărască rearondarea comunei dumnealor la SPCLEP Ilia. Cele care sunt mai apropiate, bineînțeles, din punct de vedere al distanței, pot să facă acest lucru. Mulți dintre locuitorii acestei zone vor fi scutiți de un drum de cel puțin 50 de kilometri până la Deva și, bineînțeles, vor economisi și bani.